have fun, guys. Welcome to the Hot Beats of the Day. Come on, let's go. Dragilor, astăzi este vineri, ziua 2, Hot Beats Festival. Uitați. Da, mulțumesc. Balotă, pentru cei care nu știți, Timotei Balotă, cel mai mare videograf, fotograf și regizor de zine mai multe, Timotei. El e omul din spatele părții video ce ține de Harbiz, este? Sau zi-mi ce domeniu ăsta? Oarecum. Nu știu cel mai mare să fie tot timpul Dumnezeu. E cel mai mare regizor. Zine, ce faci tu la Harbiz, de fapt, scurt. La Harbiz, ce fac eu la Harbiz? 30 de el are o echipă de 16 oameni. Da, 16 oameni, tot cu mine, stai un pic. Facem atât IMAC, cât și highlights, reels și alte chestii la festival. Tot ce ține de video ce le vedeți pe pagina de Instagram, wow, și YouTube urmează, after movie-ul, day recap-urile și IMAG, adică... Știi că noi concurăm la video after movie? Concurăm? Da, pici. De ce să vină tinerii la Harbiz? Pentru că e o hrană spirituală bună și muzica îi... cea de calitate, adică cea pe care o cântă de fapt și oamenii în biserică, dar asta e varianta originală, știi că... Da, live. Mulțumesc, God bless you, my friend. Îl găsiți pe Timotei Balotă pe Instagram, Facebook. Bine, dragilor, ați văzut, ăsta trebuie să fie un intro pentru ziua de astăzi. Deja mă întâlnesc cu oamenii aici pe platou la sala polivalentă de la Cluj-Napoca. Să știi că pentru la anul va trebui să-ți iei bilete din timp. Este un festival foarte reușit. Astăzi vom merge și vom mai lua interviuri la toți oamenii pe care îi vom găsi pe aici, în special tinerii. Fii binecuvântat. Dragilor, chiar acum, în deschidere, Philadelphia Baia Mare. Știți pe băieții ăștia care cântă incredibil de frumos. Știți melodia aia cu porți? Deschideți-vă capetele să intre Împăratul Slavei. Haideți să vedeți! Din festival, din Harbiz Festival, și chiar lângă Harbiz Festival este un alt festival, se numește Sport Festival. Sunt o grămadă de oameni aici în orașul Cluj-Napoca care trebuie evangelizat. Dar chiar acum sunt aici cu câțiva din echipa noastră și bem o cafea, ne odihnim în afara festivalului, după care mergem să mai luăm tichete gratuite pe care Harbiz Festival le-a pregătit pentru oamenii nepocăiți. Și la fel ca ieri, voi ieși pe stradă și voi vorbi cu oameni care nu sunt pocăiți și vom aduce la festival ca acolo să-l poată să-l cunoască pe Iisus Hristos. Dani, ești pregătit? Foarte pregătit. Bun. Pregătit de un an de zile, tot mă pregătesc. De un an de zile se pregătește, bem cafea, ne energizăm și apoi mergem să predicăm Evanghelia. Rămâi până la final, da? Vedeți, o grămadă de oameni care trec pe aici pe la Harbiz Festival, vrem să-i aducem înăuntru ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, le dăm îmbrățări gratuite. Ziua! Știți de Harbiz Festival? E un festival creștin interconfesional. Preoți, pastori, lideri, muzică creștină live, contemporană. Avem binecuvântare pentru voi, brățări gratuite. Normal se plătește, dar avem brățări câteva pentru oamenii care trec pe aici. Ați vrea să vedeți despre ce e vorba? A început ieri, de la 3, și se termină sâmbătă. O să găsiți tot felul de ateliere pentru tineri, pentru adolescenți. Vreți să vedeți? Da? Hai să le vă punem brățările. El e Luca, e prietenul meu, el și el e, și eu. Uite, văd cruce aici. A, păi că sunteți creștini. Domnul să vă binecuvânteze. Eu zic că o să vă placă. Muzică, live, banduri din toată lumea au venit din Statele Unite, oameni din Statele Unite, din mai multe țări din Europa și peste. Da. Dacă știți de Francis Doboș, el este un preot catolic, a predicat ieri. Da, și o să fie pastor și just join. O să vă placă. Hello. Hello, Alex, nice to meet you. Where are you from, my friend?
India. India. India, it's near Romania, right? Yeah. No, it's far. Hello guys. Look, this is a Heartbeats festival. Okay. It is a Christian festival. I don't know if you are a Christian or it's not a problem. Look, we have free tickets for you. If you want to join in, it is something for your souls, my friends. I have a friend who is from Sri Lanka, and he is also here. He works in Romania, and he came here, and he says that it's so good. Mm-hmm. Do you want to enjoy right now? Yeah? Okay. Please, your hand, and I hope that God will have a word for you. Okay. So, what's your name? Patel. Patel? And you? Vidaj. Vidaj. Alex? Alex. Sagan. Sagan. Ram. Ram. From India. You work here in Romania, in Cluj? Yeah. What are you working here? Boss. B-O-S-S. What's that? B-O-S-S. Boss. Robert Boss. Yeah. Boss. Okay. So you are boss. Your bosses. No boss. They are bosses. Okay. Let's go inside, guys. Dragilor, aici e un băiat care face tricouri oversize, personalizate, cu teme și cu motive creștine, da? O să-l găsiți în descriere, pe Instagram, pe TikTok. Cu 28, cu 28, n-am mai fost. Ce notă, stai? Deci am început să produc propriul meu brand creștin, cu mesaje creștine, ca lumea din afară să fie evangelizată prin Heinegen și săptămâna viitoare aproximativ se lansează brandul meu pe canalul meu, Paul Barajos, Fernando Barajos Carlo. Acolo vă lansa și o pagină gen online shop unde puteți achiziționa diferite motive. Avem peste 50 de design-uri, calitate top, 100% bombac, eco, bio, vegan, deci tot ce se poate. El deja predică, hai să facem. Deci dacă vreți să cumpărați tricouri, ați auzit unde se găsește. Yeah, you are a worship leader? Yeah, in the Cologne where I come from. Yes. Yeah. Yes. What do you tell us about the worship? Worship is seeing who is God and who you are, and then it's the response. Like, for example, or if you go to a restaurant, you know, and then you get a nice food, and then you say, wow, the food, you go to the chef and you tell him, wow, the food is so delicious. Yeah. It's like, you're here and this is the word God gave us. And then you say, oh, wow, God, you're so amazing. It's like just a response, you know, how beautiful he is. You will sing today? I'll sing the backings. So just some quiet in the back, but I'll play the keys. Yeah. Okay. God bless your hand, my friend. Thank you, man. You too. God bless you. Vi se pare că vin oameni care poate au venit la festivalul celălalt care e pentru dezvoltarea trupului și vin dintr-o dată aici și pot să-și dezvolte sufletul? Foarte fain. Foarte fain. Eu chiar asta am vrut să propun, să dea bilete la oameni care vin aici la festivalul celălalt, la Sport Festival, să vină aici. Și tare? Da, e cel mai tare. Mulți mă întreba dacă pot să intre cu același bilet și am zis că din păcate e diferit. Dar mult am fost intre. Așa, da. Sunt oameni care au trecut pe aici, n-aveau nicio treabă cu niciun festival, cei mai mulți, și au venit și sunt convins că o să se întâlnească cu Dumnezeu. Mă rog pentru ei, amin? Și mi spartă sticla asta. Oricum vine ploaia. Elena, ce părere ai despre Heartbeats Festival? I love it. They're amazing people. With a beautiful heart. Un singur motiv pentru care ar trebui să vină oameni la acest festival și mai ales generația tânără. Pentru că Dumnezeu are nevoie de lucrători în sfera Lui și e nevoie de o generație tânără care să nu-i fie frică să meargă în lume și să propovăduiască. God bless you. Elena, she's a movie maker. You will find her on Google. Elena Beuca. That's it. Yeah. Peace. Go. A woman of God. God bless you. God bless you. Vreau să știi că faci o treabă foarte bună. Fii binecuvântat. Să aici cu Neluțu. Neluțu este pastor la biserica Camera de sus, Turda. De unde? Turda. Camera de sus, Turda. De ce ar trebui să vină generația tânără la festivalul Heartbeats? Să vină să-L experimenteze pe Dumnezeu într-un alt fel, să asculte muzică de calitate, cu versuri de calitate și să cunoască oameni faini, ca voi, ca noi. Da. Neluțu e foarte nonconformist, așa și place despre el. God bless you, Neluțu. Ne vedem curând. Magda se preface că îi plac cărțile. Vrea să pară acum că e genul care citește și... Da, nu, că ea nu citește, ea vorbește foarte bine și vorbește foarte mult. O găsiți pe internet, o găsiți la toate...
evenimente, la conferințele cu femei creștine, conferințe cu tineri și mai ales pe la penitenciar, la... E un om al lui Dumnezeu, e misionar, fii binecuvântat, mă bucur că te cunosc. Ok, poate ziceți, bă, engleza lui ăsta, că nu știu să vorbesc engleză, dar încerc, fraților. Mai bine să încerc și să eșuez decât să... Da, am primit ăsta. Foarte tare, așa că am să-l pun pe spate. Let's go! Salut, ce așteptări aveți în seara asta de la Harbiți? O să fie fain, nu știu, Eu mi-aș dori să vină mai mulți români să cânte. Mai mulți români care să cânte? Da. Să și vorbească? Da. Iogen? Da. I love you guys, să aveți un timp fain. Îți place la Harbiți? Foarte tare. Ce îți place cel mai mult? Muzica. Ce le transmiți tinerilor de vârsta ta? Să vă pocăiți. Adevărat pocăit asta, fii binecuvântat. Cel mai zâmbitor om de la Harbiți Festival. Hai să vedem ce workshop este chiar în zona aia. Aici e o zonă de rest. Da, dacă vii la Harbiți și ai obosit, în zona asta poți să găsești niște locuri pentru odihnă. E soția mea aici. Hai să o surprindem, să vedem. Aici lumea se odihnește. Deci dacă ai obosit, sărind și țopăind, găsești un loc. Băieți, de ce vă odihniți? Păi după zi lungă. Ați făcut de ați obosit? Am fost și în sală, am gândat. Am fost pe afară, am fost la festivalul de sport. Super. Fii binecuvântat. Pe tine te știu de pe internet. Faci o treabă foarte bună. Mersi. Domnul să-ți dea putere să continui ceea ce faci. Chiar dacă poate nu vezi roadele așa cum ai vrea, dar continuă că la momentul potrivit Dumnezeu să te folosească. God bless you guys. Omului Dumnezeu. Omului Dumnezeu. Salut. Omul ăsta cântă, el e de la... Salut. Ce biserică? Intro Home. Pastorul Filip știe că ești aici? O să afle. God bless. Faceți o treabă bună. De ce nu punct eu? Îi căutați pe internet, pe Facebook, au librărie, conținut de calitate, da? De unde sunteți? Din Austria venim. Din Australia? Austria. Da, Austria. Ok, și ați venit special pentru Harbiți Festival? Da, am fost și anul trecut, am venit și anul ăsta special pentru Harbiți, da. Cum vă simțiți anul ăsta? Ce ați simțit deosebit sau... Cum v-a atins pe voi festivalul anul acesta? La fel ca și anul trecut, oameni minunați, artiști minunați, atmosferă frumoasă, totul foarte frumos. Dacă ar fi să îi chemăm pe tineri pentru la anul, le-ai da un motiv pentru care ar trebui să vină? Da, sunt o mulțime de tineri care vin aici să cânte împreună, să fie mai aproape de Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu și să fim împreună, nu știu. Foarte bine. Dacă ar fi să transmiți ceva generației tale, ce le-ai spune într-un singur cuvânt? Într-un singur cuvânt. Wow. Am greu. Nu-mi vine. Să mă gândesc. Un cuvânt care să reprezinte generația asta. Dar un cuvânt care să fie spiritual. Hai să vedem cât de spontan ești. Wow, e cel mai important. Dragoste. God bless you, my friend. Uite, pe voi v-am luat din fața festivalului și v-am chemat să veniți la festival. Nu v-ați avut în program să veniți, nu? Nu. Okay. Și cum te simți? Chiar dacă a fost ceva spontan pentru tine și te-am luat așa de pe stradă, cum te simți? Foarte bine, n-am vrut din prima să intru, dar tot aici am ajuns. Și? Te bucuri? Da. Simți prezența lui Dumnezeu? Da. Okay. Fii binecuvântată. God bless. Hai. Am luat multe interviuri, mai cât e ceasul, Daniel? E 8:30. Până pe la 10 încă există evenimente. Aceasta a fost ziua a doua de la Harbiți 2023. Fiți binecuvântați.